problemul, se introduce, mă rog, codul respectiv, se duce. Putem trece peste introducerea pe care este un avatar care face introducere, explică cosmonautul ce trebuie să facă, care este sarcina, trece peste asta. Înainte de a intra în scenariile respective, se completează niște chestionare. Aici se arată bună. Trebuie să completezi unul legat de stările afective pe care le ai în momentul când intri în realitatea virtuală. Deci aici vedeți, practic acesta este userul unui rus care a făcut parte din echipa din proiectul inițial. Ok. Astea sunt trei scenarii. Un scenariu, este primul, este scenariu, se cheamă scenariu Nature. Ce înseamnă scenariu Nature? Înseamnă că ei au indus două stări emoționale pozitive. O stare de activare pozitivă cu arousal crescut, adică o stare de bucurie, și alta cu o stare de activare fiziologică scăzută, adică calm și relaxare. Deci poți să alegi care stare emoțională să o induci. Relaxare sau o stare de bucurie. Al doilea scenariu este un scenariu care nu se bazează pe mediul natural, ci pe un mediu mai urban, astfel încât să poți reflecta toate experiențele pe care le au, știu, cosmonauții sau astronauții care participă la zborul respectiv, și el are exact aceleași două scopuri, să induc o stare de emoție pozitivă, bucurie, sau o stare de calm și relaxare. Al treilea modul este așa numitul diary, adică jurnalul, în care ei trebuia să completeze evenimente pozitive din trecutul lor. Noi știm că dacă tu scrii pe hârtie evenimente pozitive, nu doar că apar emoții pozitive, ci crește sensul eficacității, a stimei de sine și începi să fii performant în acțiunile pe care le faci. E o chestie foarte simplă pe care o putem face și noi fără să fim expuși neapărat în modulul virtual. Scriind pur și simplu acasă, sigur, după anumite reguli, la o anumită perioadă, aceste aspecte pozitive din viața ta. Iar după aceea, practic, ei erau inversați în aceste scenarii, de exemplu, dacă intrăm pe primul. Iar se dau instrucțiile. Hai să trecem pe asta. V-am spus, suntem în faza demo. Acum trebuie să aveți o idee despre ele. Se alege unul dintre scenarii. Vedeți, ăsta este legat de joy, adică o stare emoțională pozitivă cu arousal crescut. Celălalt este legat de relaxare. Și după aceea se intră în scenariul respectiv, care este un mediu virtual similar cu ce ați văzut pe cub. Deocamdată l-am instalat pe un mic de acolo ca să funcționeze în întregime. Iar ei aveau o adevărată, hai să spunem, rețetă. Trebuiau, de exemplu, să intre săptămânal de 3 ori, parcă 15 sau 20 de minute de fiecare dată. Se măsurau, cum spuneam, emoțiile pozitive la început, iar când ieși din scenariile respective, se măsoară din nou emoțiile pozitive să vezi efectele. Care e avantajul nostru în acest studiu? Spaniolii au culese datele pe cei care au participat în modulul respectiv, deci cei care au fost izolați timp de 520 de zile, au date deja culese pe populație spaniolă, și atunci noi ce facem? Când culegem datele pe populația noastră, noi putem mereu să ne raportăm la rezultatele pe care ei deja le-au. Iar când acest modul va avea iarăși componenta de izolare, deja, cum am spus, venim și cu o componentă inovativă în care nu vrem să promovăm doar partea de emoție pozitivă, ci acea distinție care vreau spun. Și v-am spus-o deja, adică emoții pozitive funcționale și emoții funcționale negative. Nu ne interesează aspectele pozitive, ci aspectele funcționale. Adică nu aspectele pozitive te ajută, ci emoțiile funcționale. Mă rog, ca să vedeți cam cum arată scenariul mai detaliu, veți putea merge, David,